Președintele Partidului Liberal Reformator Ion Hadârcă susține că cineva l-a împiedicat pe omul de afaceri Ion Sturza să revină în politica moldovenească. Deputatul nu a oferit însă niciun nume. Potrivit lui Hadârcă, Sturza ar fi putut fi locomotiva reformelor din țara noastră. Declarațiile au fost lansate în cadrul unei emisiuni televizate. Anterior, membrii PLR au vorbit în repetate rânduri despre existența unor discuții cu fostul premier Ion Sturza de a intra în rândurile liberal-reformatorilor, ba mai mult urmând chiar să preia și conducerea partidului. Ulterior, Sturza a declarat că nu se va implica în politică.